Probabil că domeniul acesta al geneticii aplicat la popoare sau la populații este mult mai susceptibil să fie cumva afectat de ideologie sau să fie uh, folosit ideologic. V-ați gândit când a scris cartea aceasta la aceste pericole care ar putea apărea? Bineînțeles, într-un fel, într-un fel poate fi afectat din punct de vedere ideologic, ca toate componentele istoriei. Pe de altă parte, avantajul genetic este acela că rezultatele sunt foarte clare, dau mult mai puțin loc interpretării subiective și cercetarea genetică, ADN-ul, este fixat practic și interpretările sunt mult mai ușor să fie obiective. Deci într-un fel genetica poate să fie și un instrument de a combate idei greșite, idei care vin din ideologie și vor să folosească istoria uh, ca și ideologie. Deci din punctul acesta de vedere cred că uh, genetica populației poate să fie un aliat prețios. Au existat în trecut încercări eu știu, de a folosi genetica în, în ideologii foarte nocive. Absolut, absolut. Suntem acum feriți, avem o, în, cum să spun, niște măsuri de precauție. În... Da, deci genetica a folosit, deci teoria eugeniei, deci genelor adevărate, să zicem așa, care a fost pusă la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, care a fost după aceea la baza anumitor ideologii de extremă dreaptă, fasciste, rasiste și așa mai departe, a existat și a fost extrem de periculoasă, bineînțeles. Um, pe de altă parte, ceea ce s-a demonstrat în ultimii ani foarte clar este că acele, acele teorii, din punct de vedere științific, sunt absolut greșite, sunt absolut, absolut nejustificate din punct de vedere științific. Deci acest lucru îl știm foarte bine în momentul ăsta, ceea ce nu înseamnă însă că nu trebuie să avem întotdeauna grijă, ca și cu orice alt lucru, să nu folosim orice teorie științifică într-un fel malițios și într-un fel negativ. Deci, întotdeauna există un pericol și întotdeauna trebuie să fim să fim activi în a căuta să folosim știința în general doar pentru lucruri pozitive și la fel și pentru genetică. Cum ați ajuns să scrieți această carte, această istorie genetică incompletă? A românilor, care a fost întrebarea fundamentală de la care ați, por ați pornit? Deci, întrebarea fundamentală de la care am pornit eu, dar în același timp, împreună cu mine, mulți alți cercetători, nu numai despre români, ci despre toate popoarele din lume, popoarele Europei, popoarele Asiei, Americii și așa mai departe, este de unde ne tragem. Și, bineînțeles, toți avem o fascinație cu trecutul, inclusiv, să zicem, într-o familie. Dacă dacă ești într-o familie și îți cunoști că părinții sunt dintr-un anumit loc, ești curios să știi oare de unde ar fi părinții lor și părinții părinților lor și așa mai departe. Deci, este o fascinație absolută de a ști de unde ne tragem. Ei bine, acum, în jur de 20 de ani, au fost pentru prima oară dezvoltate metodologiile de a izola adn uman din oasele care se găseau în situri arheologice, și pentru prima dată este posibil să analizăm. ADN-ul strămoșilor noștri, practic. Ceea ce face să dea o precizie crescută a anumitor uh, ipoteze științifice. Înainte, mă rog, vedeai un, un schelet, uh, se făceau măsurători fizice, puteai să vezi mărimea, forma și așa mai departe, se trăgeau anumite concluzii. Probabil această fosilă este mai apropiată de o alta și așa mai departe, dar nu puteai să știi practic exact. Uh, dacă ipoteza respectivă este adevărată sau nu. Ei bine, cu izolarea ADN-ului și secvenționarea ADN-ului ca, uh, antic, care este posibilă de aproximativ 20 de ani încoace, putem dintr-o dată să știm mult mai bine. Este practic ca și o muncă de detectiv. Înainte, înainte să avem analiza amprentelor și analiza ADN-ului, era mult mai greu să fii sigur că un anumit criminal, să zicem, este, este, corect, corect prins și corect condamnat și puteau, din păcate, să fi făcu, puteau fi făcute greșeli foarte mari în, în, justiție. Pe când acum este mult mai precis prin amprente, prin analiza ADN-ului și așa mai departe. Exact la fel, aceeași muncă de detectivi s-a putut face în ultimii 20 de ani de către geneticieni împreună cu istoricii care pentru prima dată au reușit să izoleze ADN-ul uman și după aceea este mult mai ușor să vezi cu cine se înrudește el, de unde a venit persoana respectivă, ce fel, de, uh, familie, ce fel de familie genetică face parte și așa mai departe, ceea ce dă o precizie mult mai mare, în special istoriei vechi, fiindcă istoria recentă, să zicem așa, ai mult mai multe documente, știi, mult mai bine o anumită populație de unde a venit și așa mai departe. Dar dacă vorbim de o perioadă în special preistorică, deci înaintea Documentelor scrise, nu avem astfel de informații, deci totul era prin ipoteze, în timp ce acum putem citi, practic, povestea populațiilor respective, analizând ADN-ul lor. Ce studii ați avut la dispoziție ca să realizați această sinteză? Ce, ce studii s-au făcut în România? Știu că a spus și grupul dumneavoastră a făcut studii pe, pe ADN-ul. Românilor. Așa este. Deci, aceste studii au început în jur de 20 de ani, așa cum spuneam, și au început, au fost câteva grupuri, mai ales două grupuri, trei grupuri din Europa, din Germania, din Danemarca și Suedia, și două grupuri din Statele Unite care au început să facă aceste studii. Și, ca de obicei, la început s-a început cu ce aveau și ei la dispoziție, ce interesa. Să zic așa pe cercetătorii respectivi, în funcție de regiunea geografică în care erau. Deci, primele studii pe ADN genetic s-au făcut în Europa Centrală și de Nord, și după aceea câteva din, în Statele Unite. Ei bine, din punct, de vedere, din punct de vedere istoric, mai ales în preistorie, regiunea peninsulei Balcanice și, în special, regiunea României, este, de fapt, mult mai importantă și mai interesantă din punct de vedere genetic decât. Să zicem Europa Centrală, Germania și Scandinavia. De ce spun acest lucru? Este faptul că marile migrații care au venit dinspre Africa și Orientul Mijlociu și au intrat în Europa, ele toate au intrat prin peninsula balcanică, intrând dinspre Anatolia, peninsula balcanică și urmând culoarul Dunării. Din cauza că culoarul Dunării era fertil, era mult mai ușor accesibil și marile migrații care au venit din, din, Africa și Orientul Mijlociu au urcat pe coridorul Dunării. Ei, în momentul când au început să se facă astfel de studii genetice și a fost posibil, eu fiind pasionat de istorie, citindu-le, mi-am dat seama că ar fi foarte important de fapt ca aceste studii care în momentul acesta se fac la capătul acestor, acestor migrații să fie făcute în același timp și la intrarea la poarta de intrare a Europei care este peninsula balcanică și e, gurile Dunării practic. Și din cauza aceasta am luat legătura cu colegi din România, am intrat în contact cu colegi de la Muzeul de Istorie din e, Național al Transilvaniei din Cluj, Muzeul Olteniei, Institutul Antropologic din București. Care dân și lucrau, fiind arheologi, antropologi și așa mai departe, lucrau din punct de vedere arheologic, istoric și antropologic pe, pe populațiile române care trăiau în România în momentul acela, fiindcă nu erau încă români, bineînțeles. România apar mult mai târziu, după sinteza, dacă romană și așa mai departe, dar ei lucrau la populațiile preistorice de pe teritoriul României. Am luat legătura cu dânșii și dânșii au fost foarte deschiși să colaborăm și să studiem aceste populații nu numai din, din punct de vedere antropologic, fizionomic și așa mai departe, ci și din punct de vedere genetic. Și aceasta a dus în ultimii 10 ani la mai multe studii care le-am făcut cu colegi din, din România, bineînțeles, dar împreună cu colegi din Spania, din Suedia și așa mai departe, în care am putut analiza pe de o parte... Uh, am analizat uh, ADN-ul vechi ar, uh, ar diferitelor populații, începând încă de la, din perioada paleolitică. Noi am secvenționat pentru prima dată uh, crie, uh, craniul de la peștera muierii și am caracterizat, practic, în detaliu, uh, ADN-ul paleolitic. Unul din primii oameni, practic, care, uh, care a trăit în Europa, în jur de 36.000 de ani. Um, împreună cu craniul de la peștera cu care, uh, uh, care a fost studiat de colegi din, din Germania și Statele Unite, uh, iar apoi din perioada neolitică, epoca bronzului uh, și așa mai departe. În același timp am făcut și câteva studii la, uh, la populații românești contemporane, ca, ca să putem face comparația practic și am arătat practic Omogenitatea românilor din punct de vedere genetic, practic, sunt foarte puține diferențe, extrem de puține diferențe, să zicem, între ardeleni, munteni, moldoveni și așa mai departe. Deci arcul carpatic a fost o barieră de genetică foarte penetrabilă, să zic așa, foarte poroasă, foarte slabă. Deci românii din punct de vedere genetic sunt foarte omogeni. Și trebuie spus de asemenea, sunt foarte omogeni între ei, dar în același timp există o mare asemănare. Cu, din punct de vedere genetic, cu popoarele din jurul nostru. Dar ce ne deosebește de popoarele din jurul nostru? Ca dacă, deosebirile... aș, dacă aș spune, din punct de, de, din punct de vedere genetic, aproape nimic, practic. Ceea ce ne deosebește este limba, cultura, de acolo vin, vine practic. Conștiința națională, felul că ne simțim, să zicem, altfel decât vecinii noștri maghiari sau bulgar sau sârbi, și așa mai departe, este practic mai ales cultura și limba, obiceiurile, și mult mai, putin, mult mai puțin genetica. Inclusiv pentru, pentru populațiile maghiare, care trăiesc împreună cu noi în România sau trăiesc în Ungaria, dacă ne uităm și comparăm din punct de vedere genetic, din punct de vedere istoric, populațiile maghiare au o limbă care nu este indo-europeană, care a pătruns în Europa uh, cu câteva mii de ani mai târziu decât limbile indo-europene. Deci, din punctul ăsta de vedere, ar putea cineva crede că, uh, că populația maghiară este și ea diferită uh, față de populațiile din jurul ei? Acesta nu este cazul. De fapt, uh, de fapt uh, uh, populația maghiară uh, și populația română, din punct de vedere genetic, sunt foarte apropiate. Noi vedem, de fapt, că există un, un, um, o bază genetică foarte solidă a populațiilor europene, care vine din Paleolitic, Neolitic și epoca bronzului. Iar după aceea, diferențele care au venit în ultimii 2000 de ani cu populațiile migratoare care vin în timpul Evului Mediu din uh, spre Est, practic, inclusiv maghiarii. Au o influență genetică minimă asupra populațiilor. Ele își pot câteodată impune limba, își pot impune numele țării, de exemplu, Bulgaria. este... Bulgaria a fost o populație turcică, care și-au impus, practic, numele asupra populației slave care, care trăia în acel, în acel moment pe teritoriul Bulgariei, dar nu își impun genetica. Deci, dacă ne uităm la genetica populațiilor din jurul nostru, este o populație. Extrem de veche, care vine din, din zorii omenirii pe, în, în Europa, și care s-a schimbat din punct de vedere genetic foarte puțin în ultimii 2000 de ani, de fapt. Vă spuneți că practic nu există gene asiatice în genomul românilor de astăzi? Nu, practic nu extrem de puțină, deci s-au făcut, -au făcut câteva, câteva, studii și sunt poate unul, doi indivizi unde este, să zicem așa, o, o idee, o idee de, 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 genom asiatic, chiar și, chiar și minimal. De exemplu, ultima, ultima, mare, ultima mare migrație care vine din Asia pe teritoriul Europei și care Spre deosebire de celelalte migrații, nu a venit ca o populație cuceritoare Dacă este să ne gândim la la huni, la avari, la maghiari, bulgari și așa mai departe, ele vin, sunt populații războinice care vin pe, spre est, din, din Asia spre teritoriile Europei este europene. Dar ele sunt contopite practic, în populația autohtonă, sunt complet asimilate în câteva secole practic. Dacă vedem că de exemplu, de exemplu cumanii sau, sau maghiarii au gene categoric asiatice la începutul venirilor în Europa. În, în 2-300 de ani ele practic sunt complet contopite de populația majoritară pe care o subjugaseră practic, dar ei sunt contopiți complet de, de populațiile din jurul lor. Ultima mare populație, ultima mare migrație în Europa care vine nu ca și cu ceritori, este populația romă, bineînțeles. Și în populația romă se vede foarte clar încă sub, un substrat, un substrat sud-asiatic, dar și acela este doar 30% a rămas de practic și populația romă, deși mai încet decât alte populații, este încet, încet asimilată de populațiile europene. Deci, genetica populației romei, la, la fel ca genetica maghiarilor, genetica bulgarilor, genetica noastră, Devine tot mai europeană, și genetica romă este în momentul acesta 70% europeană, de asemenea. Am păstrat ceva gene din populația care a creat cultura cu cuteni? Absolut. Aceasta este. Deci, marile culturi neolitice. Deci, dacă e să ne gândim la, la genetica românilor, ca să spunem așa, sunt trei populații de bază care formează uh, uh, genetica românilor. Uh, Cam 30% din genetica românilor este populația paleolitică care a migrat în urmă cu 50.000 de ani în Europa, care sunt craniile de la peștera cu, peștera cu oase mai puțin, dar în special peștera cioclovina și peștera muierii. Acelea sunt foarte puternic, să zic, o treime din strămoșii noștri. Uh, după aceea, urmează o mare migrație neolitică, care vine din Orientul Mijlociu și care aduce agricultura și creșterea animalelor, și care formează una din, unele din cele mai înfloritoare culturi neolitice din Europa, pe teritoriul României: Cultura Vinca, Cultura Boian, și mai târziu Neoliticul Mijlociu, și, târziu, Cultura Cucuteni, care este probabil cea mai impresionantă cultură neolitică uh, europeană în, în care ajung sate să aibă până la 50.000 de locuitori impresionant de, de, de dezvoltate iar aceste culturi neolitice sunt responsabile aproximativ pentru jumătate din genetica noastră. Deci noi putem spune că cam pe jumătate suntem sunt, strămoșii noștri au fost cultura boian, cultura cucuteni care sunt foarte înrudite, cultura hamangia gânditorul de la hamangia și așa mai departe. Păstrăm 2% gene de la neandertalienii. La cum sunt evidențiate aceste gene? De ce, de ce au rezistat în, în genomul de astăzi al populațiilor europene? Deci, într-adevăr, deci în momentul când, când omul modern a migrat în Europa, s-a întâlnit cu populațiile de neandertal care trăiau aici de 700 de mii de ani. Deci trebuie să ne gândim că noi am fost noi veniți, practic, care am înlocuit uh, populația de uh, neandertal care exista deja și trăia de 700 de mii de ani în Europa. Deci ei au avut Neand omul de neandertal a trăit în Europa, practic, cam de vreo 15 ori mai mult decât am trăit noi ca omul modern. E bine, dacă e să ne gândim la climatul Europei, la tipul de infecții care sunt în Europa și așa mai departe, acestea sunt foarte diferite decât în Africa. Omul, omul modern, homo sapiens modern, inclusiv strămoșii noștri care au venit din Africa în urmă cu 50 de mii de ani, ei erau adaptați la un alt tip de climat și la un alt tip de, de infecții practic decât erau în Europa. În momentul când au ajuns în Europa, ca toți oamenii, bineînțeles, oamenii se amestecă unii cu alții, deci a fost și un amestec clar împreună cu Neandertal. De exemplu, craniul de la, de la peștera cu Oase este un urmaș practic al înrudirii dintre, dintre omul modern și omul de Neandertal. Și, bineînțeles, populația de om modern era mult mai numeroasă, dar anumite gene care erau foarte importante pentru apărarea împotriva unor infecții importante în Europa erau mult mai bine adaptate la Neandertal decât la omul modern. Deci, din acest punct de vedere, procesele de selecție și evoluție au avut grijă ca anumite gene foarte importante pentru răspunsul imun împotriva infecțiilor, care erau evoluate la Neandertal timp de 700 de ani cât ei au uh, trăit pe teritoriul Europei ni s-au transmis nouă și unele din cele mai importante gene ale noastre care, uh, care ne apără contra infecțiilor sunt de fapt moștenite de la Neandertal. Dar ne-au dat și dependența de fumat. Bineînțeles, dar ieri nu fumau. Deci Fum. întâmplător, întâmplător o mutație care a apărut la Neandertal face omul modern să fie un pic mai susceptibil la fumat. Într-adevăr, asta este să zic așa o, o descoperire, să zicem aș putea spune hazlie, că nu e hazliu deloc, că, că oamenii sunt susceptibili la fumat, dar bineînțeles n-a avut nimic de a face cu fumatul. Asta a fost doar, o, doar întâmplător, practic. Există multe controverse privind originea uh, a românilor și dați în carte câteva repere cu ce s-a descoperit până acum privind originea a românilor, care ce fel de populație sunt a românii? Deci, aici, am bineînțeles, eu, eu sunt în special, lucrez în genetică și imunologie, deci colegii din istorici probabil știu mult mai multe decât mine, deci dacă, dacă fac greșeală, sper ca DNC să mă ierte. În orice caz, din câte am citit eu și am discutat cu colegii și am văzut, din punct de vedere genetic, încă o dată, la fel ca toate populațiile balcanice, populația a este foarte înrudită cu, cu celelalte. Au fost, practic, câteva studii foarte bune făcute de colegii din Spania, care au studiat uh, populațiile a română, împreună cu populațiile respective, care, bineînțeles, și-au dat acordul și nu au reușit, practic, să, uh, să le deosebească de populațiile din jurul lor. La fel cum nici noi nu ne putem deosebi. Uh, de celelalte populații. Deci, din punct de vedere genetic, nu putem face niciun fel de ipoteză cum că a românii ar fi, într-adevăr, să zicem, români plecați în ultimele secole sau au fost o populație vorbitoare de limbă latină care migrează în sus și așa mai departe. Um, dacă mă întrebați pe mine care este părerea mea personală, eu, eu cred că în momentul când, când Imperiul Roman ocupă, ocupă Dacia și avem, avem provinciile, provinciile Imperiului Roman la sud și la nord de Dunăre, noi nu trebuie să ne uităm la Dunăre acum 2000 de ani cum o vedem Dunărea acum. Noi, ca și conștiință națională română, vedem Dunărea ca granița, granița românismului, granița latinității, de unde pornesc după aceea, vine Bulgaria, Serbia și așa mai departe, care sunt țări slave. În momentul când s-a format poporul român, primele, primii pași în care s-a format poporul român, în, să zic, sinteza daco-romană, să uităm, dacii vin și ei, sunt o populație vorbitoare de limbă indo-europeană care ajung pe teritoriul României abia în epoca bronzului, deci ei formează celelalte 20% din structura genetică a poporului român. Ei sunt, practic, o ramură a tracilor care și tracii, împreună cu dacii, bineînțeles, trăiesc pe ambele maluri ale Dunării. Eu, părerea mea personală este că primii, primii pași ai formării limbii române s-au format, format, pe ambele maluri ale Dunării. Și Dunărea reprezenta mai mult o coloană vertebrală decât o graniță în, în, aceast, în acest proces. Acest proces de, de contopire, de formare a limbii române pas cu pas din, din latina vorbită și așa mai departe, a fost întrerupt, cred eu, de marile migrații care încep în, începând, cu secolul, începând cu secolul 5, 6 și așa mai departe, întâi vin hunii, după aceea vin goții, și la un moment dat vin slavii. Hunii și goții au o influență extrem de, extrem de efemeră, să zic, asupra populațiilor autoctone, dar marea migrație slavă, care începe cu secolul 6, VI, 7 și așa mai departe, și se continuă până prin secolul X, are o influență extrem de importantă asupra, asupra sudului Europei, practic, fiindcă uh, slavicizează o, 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 o parte importantă a, a, a peninsulei balcanice. Eu cred practic că în momentul când când populațiile slave care ca și numeric care numeric sunt mult mai importante decât celelalte populații venite venite anterior și care au un impact scăzut asupra asupra populațiilor autohtone, ele practic la un moment dat intră o parte o parte inclusiv pe teritoriul României, are loc inclusiv o o, o, importantă, o, importantă, influență asupra populației dacoromane. Noi nu putem vorbi de limba română până în, când anumite influențe slave sunt integrate în, în, în populația dacoromană. Și cred că, cred că în acel moment, practic, a existat o importantă, o importantă componentă de presiune demografică asupra populațiilor vorbitoare de limbi romanice din Sudul Dunării. În special în momentul când slavii sunt urmați practic de cumani și așa mai departe, probabil că inclusiv influența slavilor asupra românilor ar fi fost mult mai mare dacă nu ar, dacă nu ar fi existat migrația cumană care vine câteva secole mai târziu și care practic împinge o, o importantă parte a populației slave spre Sudul Dunării și Părerea mea este că, cel țin așa cred, dar încă o dată sper că mă iartă colegii istorici care știu mai bine decât mine, părerea mea este că, că migrația slavă masivă care are loc spre teritoriile din sudul Dunării și formează Serbia, Bulgaria și așa mai departe, mai târziu, ele împing populațiile romanice care trăiau în direct contact cu ceea ce va deveni poporul român în nordul Dunării și le împing practic în nordul Greciei, în munții Epirului și așa mai departe. La fel cu, cu munții Carpați au reprezentat o. Au, au fost o componentă extrem de importantă pentru supraviețuirea culturală și lingvistică a populației românești, care de câte ori a fost împinsă, s-a retras spre munte în momentul când, când veneau marile migrații, ca pentru ca, apoi, când lucrurile se așezau, să migreze înapoi spre, spre câmpie. Dar eu cred că a Românii sunt, au, au fost cu noi împreună foarte mult în, primii, în primele faze ale formării poporului român, și apoi au fost împinși, practic, de migrațiile ulterioare din, din evul mediu timpuriu spre nordul Greciei. Spuneți, dacă poporul român s-ar fi format la sudul peninsulei balcanice, genetica cromozomului grec ar fi indicat apropierea românilor de populațiile albaneze, ceea ce nu e cazul. Există studii care să nu știu, să arate faptul ăsta? Deci, deci încă o dată, din punct, de, din punct de vedere genetic, românii, dacă ar fi foarte apropiați de populațiile albaneze, am vedea, am vedea de la început. Dar noi nu suntem cu nimic mai apropiați de populațiile albaneze decât suntem, să zic, de populația ucrainiană. Care o populație ucrainienă formează împreună, în, în timpul Neoliticului, împreună cu întregul uh, nord-est al României și se întinde până la sud, inclusiv și se continuă cu cultura Boian, formează cultura Cucteni. Deci, um, deci, dacă eu cred că dacă noi am fi avut o componentă foarte. Deci, dacă poporul român s-ar fi format exclusiv în sudul Dunării, migrând apoi în nord. Ar fi trebuit să vedem un astfel de, de semnal genetic care nu se vede, practic. Eu cred că în importante, importante momente din istorie, așa cum spuneam, a fost, și o, a fost o continuitate, practic, între, între populațiile vorbind limba romanică. Uh, deja nu mai era latina, deci uh, limbi rom, uh, romanice, nordul și sudul Dunării. De unde vedem anumite influențe care, care vin, într-adevăr, anumite influențe lingvistice minime din uh, cuvinte din, din limba albaneză, care cred că este o rămășiță a, a, a celor perioade inițiale, dar. Părerea mea este că, că poporul român, în principal, se formează, practic, în Transilvania, Oltenia, partea vestică a Munteniei, inclusiv o componentă din sudul Dunării care se continuă aici. Eu cred că Moldova și, și partea estică a Valahiei. Uh, vor deveni românești uh, treptat. Uh, acolo este o mult mai puternică interacțiune cu, uh, și cu populația slavică și din, și din punct de vedere că nu erau munți acolo și practic practic pentru orice populație migratoare era mult mai ușor să, uh, uh, să se aciueze, să zicem, uh, uh, la șes. Uh, Dar până la urmă, componenta demografică mult mai puternică a, a, a românilor trăind la munte și coborând apoi și re... Reocupând partea de câmpie, practic, duce la actuala, la actuala conformație geografică a României. Dar, după părerea mea, poporul român s-a format categoric în principal în nordul Dunării, dar având, având o componentă unitară, practic, la început, în primele faze, cu, cu o, o, o parte a provinciilor romane din sudul Dunării. Aș vrea să revin puțin la o întrebare de dinainte. Deci, cam cât la sută suntem daci sau traci. Și cât la sută ce altceva. Cât de puternic suntem. Genomul nostru este alcătuit din genele populațiilor paleolitice da. și neolitice. Deci, sunt trei componente cruciale în componența, în structura genetică română. Este componenta paleolitică, așa cum ziceam, craniile de la peștera. Cioclovina și muierii și așa mai departe și populațiile mezolitice care urmează după aceea, care sunt aproximativ 30%. Sunt aproximativ 45-50% populațiile neolitice, așa cum ziceam, cultura Cucuten, cultura Hamangia, gânditorul de la Hamangia și așa mai departe, deci cam 50%. Și cam 20% este influență indo-europeană care migrează în Europa acum 3500 de ani de la nord, din stepele de la nord de de Marea Neagră, care aduc limbile europe, indo-europene, inclusiv DACA. Deci dacii sunt o populație cuceritoare, care cuceresc cultura cucuteni, cultura boian și așa mai departe. Și e, care intră în a, a, și formează structurile statului DAC. Dar ei sunt o elită conducătoare care contribuie cam aproximativ cu 20% la viitorul popor român din care se vor forma. Acum, am ajuns aproape la 100%. Sunt vreo 5% care sunt tot felul de, de populații care se perigrinează pe aici. Dar poate că mă întrebați unde sunt romanii atunci? Noi vorbim limba latină. Ce facem cu romanii? Pe ei nu găsim niciunde? E bine, romanii sunt și ei importanți, dar romanii erau din punct de vedere genetic nu chiar identici, dar foarte apropiați de daci. Deci, ei sunt formați din aceleași trei populații. Populația paleolitică, populația neolitică, bineînțeles, care nu era în Cucuten, dar sunt populații neolitice, culturi neolitice în Italia și așa mai departe, și uh, triburile indo-europene, vorbitoare de limba latină. Dar să nu uităm că toate triburile indo-europene pornesc și ele de la, o, de la o cultură care avea o limbă proto-indo-europeană. Deci, uh, genetic, Dacii și romanii sunt foarte apropiați. Bineînțeles că ei se încrucișează și probabil că e greu de spus, dar dacă ne uităm la demografia a, a provinciei a Dacia, cât, cât a fost administrație romană și urbe care trăiau la, la oraș și câți erau țăranii daci, să zicem așa, probabil că era în jur de 20-25% populație urbană și 75-80% populație rurală. Deci cam probabil aceea, aceea este proporția între daci și romani. Numai că dacii și romanii arătau foarte mult la fel din punct de vedere genetic, deci este foarte greu de spus. Este ca și cum ai spune, de exemplu, că ai dou două tipuri de cozonac: ai cozonac cu stafide și ai cozonac cu nucă și toate au făină și zahăr și lapte și așa mai departe și din ele faci ele și nu poți să zici după aceea că românii să zicem se, se, se fac din amestecul la cozonac nucă și cozonacul cu magde. Mă înțelegeți ce vreau să zic. Deci românii ca structură, deci dacă noi am fi cozonacul, suntem tot din zahăr și uh, zahăr și făină și uh, și uh, lapte și așa mai departe care sunt componentele de bază. Iar componentele de bază sunt cele paleolitice, neolitice și, uh, și epoca bronzului. Iar ce se întâmplă apoi în Europa, Amestecurile de populații europene practic sunt amestecuri între populații care deja seamănă foarte mult una cu alta. Singur, singurii care ar fi putut să influențeze românii, să zic, sau alte populații europene sunt populațiile care migrează din Asia în timpul Evului Mediu, care vin cu o structură genetică foarte diferită. Dar ele, inclusiv în momentul când cuceresc, am avut am avut Hunii, am avut Canatul Avar, am avut cumani, dar numărul lor este mult prea mic, este atât de mic încât nu pot să influențeze, practic. Ei sunt niște elite conducătoare, mult, așa cum, cum au fost multe ipoteze publicate în ultimii, în ultimii ani, să zicem, o elită Cumană, boieri cu nume Cumane și așa mai departe. Ei sunt boieri, e drept. Este o elită, uh, elită feudală, uh, dar până la urmă uh, ei vor fi complet asimilați genetic de populația română care era, uh, care era autohtonă. Deci, practic, ei nu mai pot să aibă o influență genetică importantă. Vă mulțumesc mult!